Deputații au adoptat marți o lege care prevede obligația magazinelor cu cifra de afaceri de 10.000 de euro care acceptă plata cu cardul de debit sau credit și să elibereze avansuri în numerar de maximum 200 de lei, tranzacția fiind asimilată extragerii de bani din bancomat, potrivit Mediafax. Furnizorii de servicii de utilitate publică și instituțiile publice au obligația de a avea POS-uri potrivit proiectului de lege pentru completarea ordonanței de urgență 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Potrivit sursei citate, operatorii economici, furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile publice, inclusiv cele care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată, sunt obligați să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit. Totodată, cifra de afaceri pentru firmele care desfășoară comerț cu amănântul și care vor fi obligate să accepte plata prin card scade la 100.000 la 10.000 de euro. De asemenea, magazinele vor fi obligate să acorde avansuri de numerar care nu pot depăși 200 de lei și trebuie evidențiate distinct pe bonul fiscal. Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și care au încheiat cu emitenții cardurilor un contract cu clauză privind acceptarea serviciului de acordare de avansuri de numerar sunt obligate să acorde avansuri potrivit legii pe toată perioada de valabilitate a contractului. Acestea vor afișa la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum și informații privind costurile serviciului. Avansul prevăzut va fi evidențiat distinct pe bonul fiscal și nu poate depăși suma de 200 de lei. Tranzacțiile privind avansul în numerar se asimilează retragerii de numerar din bancomat, iar comisioanele aferente tranzacțiilor se vor stabili conform contractelor în vigoare între părți. Comercianții pot percepe de la titularul cardului o sumă care nu poate depăși 1% din valoarea avansului acordat pentru a da posibilitatea comerciantului de a dispune de numerar și pentru alte operațiuni, susțin aleșii. Abaterile de la prevederile legii se sancționează cu amenzi de la 5.000 la 50.000 de lei. Camera Deputaților este for decizional, legea urmând să fie transmisă la promulgare.